În meditația de azi doresc să vă vorbesc despre schimbare. Aceasta are o importanță majoră în alergarea vieții, așa că în timp ce alergăm cu stăruință, vor avea loc schimbări deosebite în viața noastră. De fapt, în Cartea Fapte 3 se vorbește despre pocăință. Cuvântul a te pocăi înseamnă a avea o schimbare de inimă, o schimbare a gândirii, o schimbare a direcției. Biblia spune pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Domnul vrea să te învioreze în alergarea ta, dar pentru a face asta trebuie să existe pocăință. De multe ori când vorbim despre pocăință ne gândim la un predicator plin de patos, predicând și chemându-ne să ne pocăim, altfel vom pieri. Însă pocăința este, de fapt, un lucru foarte pozitiv. Vedeți, noi trebuie să devenim asemenea lui Hristos. Acesta este scopul alergării. Scopul alergării este de a deveni mai mult și mai mult și mai mult și mai mult ca Isus. Pentru a realiza acest lucru, nu poți să rămâi la fel trebuie să aibă loc o schimbare. În Evrei 12 cu 1 ni se spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, dar înainte de asta ni se spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Vedeți, există două lucruri la care trebuie să renunțăm. Trebuie să renunțăm la orice păcat, orice lucru care nu este pe plac Domnului, orice este contrar Bibliei, apoi orice lucru care ne împiedică să fim asemenea lui Hristos și să creștem după chipul lui Sus. Trebuie să renunțăm la ele, să le dăm la o parte Aceasta înseamnă schimbare Schimbare în viața ta și schimbare în viața mea Asta înseamnă în primul rând a te întoarce de la ceva Ne întoarcem de la orice lucru care nu-i place Domnului Care nu este asemenea lui Hristos Apoi înseamnă a te întoarce spre cineva Asta înseamnă a te încrede în Hristos Nu ne putem schimba prin puterea noastră Pentru a deveni asemenea lui Hristos trebuie să te încrezi în el să-l crezi pe el și să-ți spui credința în el. El îți dă acea putere, acea abilitate de a birui și a deveni tot ce el vrea să devii. Mai există și un al treilea lucru. Trebuie să fim dispuși să avem o schimbare a stilului de viață, nu doar o schimbare temporară, nu doar una de moment, ok, știu că nu e bine ce fac. Trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Dacă vom face așa, vom deveni mai mult și mai mult și mai mult ca Isus. De fapt, Înainte de a fi numiți creștini, credincioșii din primul secol erau numiți urmași ai căii. Existau o cale a vieții, și asta însemna că îi creșteau în acea cale. Îi învățau despre acea cale, învățau căile lui Dumnezeu. Vreau să te încurajez să mergi înaintea lui și să-i spui: Doamne, arată mi tot ce nu este asemenea lui Isus în mine și schimbă-mă azi. Fă-mă, te rog, asemănător cu Domnul Isus.